proiectul numit Sistem de Management al Traficului de Navă și de Informare asupra Transportului pe Ape Interioare, RORIS, a fost cofinanțat cu sprijinul financiar al Uniunii Europene prin programul operațional sectorial Transport 2007-2013, axa prioritară 3, modernizarea sectorului de transport, în scopul protecției mediului, a sănătății umane și a siguranței pasagerilor. Realizarea acestui proiect se înscrie în strategia Ministerului Transportului pentru realizarea unui transport durabil pe perioada 2007-2013 cu perspective spre 2020, chiar 2030, în care se pune accentul pe dezvoltarea infrastructurii pe apele interioare. Modernizarea sistemului informațional a vizat 36 de localități de la Dunăre din 12 județe de la intrarea în Țara Fluviului și până în Delta la vărsarea în Marea Neagră. În faza a doua proiectului urmează realizarea interconectării cu sisteme similare din Austria, Ungaria, Slovacia, Bulgaria și Serbia. Comparat cu celelalte moduri de transport, care deseori se confruntă cu probleme de congestie și capacitate, transportul pe apele interioare are o serie de avantaje, fiind caracterizat prin siguranță, cost scăzut de transport, impact scăzut asupra mediului, eficiență energetică și capacitate mare de transport. Autoritatea Navală Română a derulat în ultima decadă o serie de proiecte menite să traducă în practică conceptul River Information Services, RIS, ca parte a sistemelor inteligente de transport. Pe lângă minimalizarea numărului de accidente de navigație pe Dunăre, proiectul va ajuta și la creșterea capacității efective de transport a căii navigabile și de încărcarea navelor, reducerea timpilor voiajelor, a costurilor și a consumului de combustibil și eficientizarea activității din porturi și terminale. În plus, sistemul RORIS înseamnă reducerea riscului de poluare și a acțiunilor ilegale pe apele interioare.